În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți frați și surori în Domnul, este deja o oră destul de înaintată și dumneavoastră veniți după o zi de osteneală, mulți dintre dumneavoastră fiind la lucru și iată că totuși v-ați făcut timp. Ați dat la o parte povara și încărcătura cotidiană și v-ați îndreptat pașii spre Sfânta Biserică pentru ca să participăm împreună la săvârșirea tainei Sfântului Maslu. Taina Sfântului Maslu în conștiința și în trăirea poporului român este o taină care este destul de înfiripată și mulți credincioși se duc să-și găsească alinare sufletească și trupească la biserică atunci când se aude că se săvârșește taina Sfântului Maslu, pentru că este o taină a vindecării sufletești și trupești și este o slujbă în care fiecare dintre noi încercăm să medităm la cele pe care le-am făcut mai puțin bune, că de multe ori omul uită pe cele bune pe care le face, dar de cele mai multe ori le uităm și pe cele rele. Dar atunci când ne îndreptăm pașii spre biserică și când intrăm în casa lui Dumnezeu, realizăm și conștientizăm ce suntem în definitiv și cât de neputincios suntem și realizăm la Sfânta Liturghie, la Taina Spovedaniei și la Taina Sfântului Maslu cât de bolnavi suntem de foarte multe ori. Pentru că ne gândim și ascultăm cele 7 Evanghelii, ascultăm și epistolele care sunt spre citire și realizăm că cei care la rândul lor au greșit, aceia au primit de la Dumnezeu vindecare. El este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Una dintre rugăciuni care s-a rostit de 7 ori în seara aceasta, doctorul sufletelor și al trupurilor. Vindecarea aceasta o găsim în Dumnezeu. O găsim de fiecare dată când ne oprim, privim spre noi, vedem cât de neputincioși suntem, vedem cât de slabi suntem, vedem cât de nepregătiți suntem în cele ale credinței și cu toate acestea ne deschidem inima și sufletul în a ne apropia de Dumnezeu, în a înțelege că fără de El, păstorul cel bun care primește pe fiecare dintre oile cele pierdute, ne va primi și ne primește și pe noi. Cele 7 Evanghelii pe care le-am ascultat, am putea spune că se leagă una de cealaltă, dar sunt 7 Evanghelii vindecătoare. Aș vrea să mă opresc pentru câteva clipe la cea de-a 5-a Evanghelie pe care am ascultat-o cu cele 10 fecioare, care luându-și candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci însă dintre ele, spune evanghelistul, erau înțelepte, iar celelalte erau nebune. Cele înțelepte și-au luat de bună seamă cu ele un de lemn. Cele neînțelepte nu și-au luat un de lemn și la un anumit moment candelele lor s-au stins și în clipa aceea și mirele a sosit. Și erau nedumerite și au căutat la fecioarele cele înțelepte și le-au rugat să le dea din undelemnul lor. Însă acestea, care erau pregătite, au zis, mai bine merge și cumpărați de la cei ce vând. Dar pe când ele mergeau să cumpere, iată mirele a intrat și ușa s-a închis. Vedem că această închidere a ușii nu este o închidere a milostivirii lui Dumnezeu, ci ne arată
și dreptatea lui Dumnezeu, iubiți credincioși, noi credem și suntem conștienți că atâta timp cât mirele și lucrarea mirelui în lume a păstorului celui bun este în așteptarea omului și în primirea omului. El primește pe cei în suferință și pe cei neputincioși. Dar atunci când mirele va veni și asemenea fecioarelor celor înțelepte, El ne cere ca și noi la rândul nostru să fim în starea aceasta de pregătire. Vedeți dumneavoastră, atunci când mergeți la un eveniment, atunci când mergem la Sfânta Biserică, mai ales în noaptea de înviere, ce facem? Punem pe noi cele mai curate haine, așa cum ne punem hainele ca să ne îmbrăcăm trupul acesta pământesc, Dumnezeu ne cere să ne și pregătim duhovnicește. Și care este perioada cea mai prielnică care să ne pregătim? Aceasta este apostolului celui mare. Atunci când încercăm să facem poate eforturi mai mari decât le facem pe tot parcursul anului, atunci când încercăm să ne ostenim mai mult, încercăm să tăcem mai mult, să nu mai bârfim, să nu mai fim împotrivitori, să nu mai ținem minte răul, să ascultăm cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, să ascultăm de cuvântul duhovnicesc pe care îl primim la spovedanie atunci când ne mărturisim și să căutăm să facem și să fie cât mai multă pace în familie, în jurul nostru, dar și în sufletul nostru. Acesta este un exercițiu și exercițiul acesta pe care îl facem, tocmai îl facem ca să ne apropiem de Dumnezeu și să putem să intrăm și noi, ca și fecioarele cele înțelepte, pe ușă și odată cu noi și toți cei dragi pe care i-am purtat în rugăciune, toți care au fost pomeniți, pe lângă cei care sunteți de față aici, cu siguranță cel puțin 4-5 persoane aveți dumneavoastră fiecare în parte pe cei dragi. Gândiți-vă cât sunt care sunt bolnavi și pe care nimeni nu-i pomenește și spunem noi în formulele de rugăciune, nu are cine să se roage pentru ei. Pe toți aceștia, iubiți frați și surori în Domnul, trebuie să-i purtăm în inima noastră, sincer să fim, gândindu-ne că dacă noi îi purtăm cu noi în rugăciunea noastră, și ei și alții, asemenea lor, ne vor purta și pe noi. Să știți că în tratarea aceasta duhovnicească este un schimb, este o reciprocitate. Pomenești, te rogi pentru cineva și alții se roagă pentru tine. Și este catalogată și înregistrată de Dumnezeu. Nu există nimic în lumea aceasta ca Dumnezeu să nu răsplătească. Din scrierile lui Dostoevski ne aducem aminte că el menționează că cineva a oferit ca milostenie în viața lui o singură dată o foaie de ceapă. Și la judecata acelui suflet, îngerul nu avea ce să pună în balanță. Și a venit în cele din urmă și a pus acel firicel de ceapă care a atârnat mai mult decât păcatele pe care le săvârșise în viață. Și atunci Dumnezeu în milostivirea Lui și în mijlocirea Îngerului Păzitor a scos acel suflet din iad și mergea spre împărăție. Și de acel firicel de ceapă s-au legat alți oameni, alte suflete și se ridicau împreună cu El. Însă la un anumit moment, cel care primise milă din partea judecătorului celui drept s-a scuturat puțin și celelalte suflete, ceilalți oameni au căzut în abisul iadului. Și atunci lipsa de dragoste s-a manifestat și el s-a coborât de unde plecase. Ceea ce noi trebuie să facem, că vorbim foarte des de dragoste, de milostenie, de împlinirea poruncilor, de iubirea lui Dumnezeu și iubirea aproapelui, sunt
ca și niște certificate de autenticitate pentru noi creștinii. E adevărat că de multe ori citim și s-au făcut tratate peste tratate despre această virtute a dragostei, a iubirii, dar vedeți dumneavoastră că nu e ușor să o aplici. Și o vedem din clipa în care ieșim din casă până în clipa când ne întoarcem. Prin câte provocări nu treceți dumneavoastră și prin câte tentații nu trec copiii și tinerii dumneavoastră și noi toți la rândul nostru. Dar vedeți că dacă avem o pregătire lăuntrică, ai cu ce să răspunzi. Ai monedă de schimb. Și atunci toată viața creștinului este o permanentă pregătire, dar mai ales acum. Vedeți dumneavoastră, le dăm. Timpul a lăsat Dumnezeu în mâna omului și stăpânul timpurilor și al vremii este Dumnezeu. Dacă știm să ne organizăm și 5 minute în viața noastră, să știți că avem nevoie să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute să ne putem organiza. Din firea noastră noi suntem destul de dezorganizați, dar atunci când chemăm harul lui Dumnezeu, întru lipsurile și neputințele noastre, Dumnezeu desăvârșește. Ce desăvârșește Dumnezeu? Tocmai nepriceperea noastră, tocmai neinstruirea noastră. Cât am încercat noi să ne organizăm, nu reușim să facem mare lucru. Și ni se demonstrează și vedem zi de zi. Dar când îl punem pe Dumnezeu înaintea noastră, Dumnezeu merge înaintea noastră ca o făclie aprinsă. Ați văzut când preotul iese cu Sfânta Evanghelie sau cu cădelnița în biserică, este purtată o lumânare înainte. Lumânarea aceea tocmai că deschide calea. Noi avem nevoie să ne deschidă Dumnezeu mintea, inima și calea vieții noastre. Pentru că fără de El, așa după cum ne-a spus El în Evanghelie, nu putem să facem nimic. Să ne binecuvinteze Dumnezeu, să vă răsplătească Dumnezeu dragostea și osteneala cu care ați venit în această seară a taina Sfântului Maslu și să ne desăvârșească Dumnezeu căutarea și lucrarea noastră pe tot parcursul acestui post, ca să ne bucurăm cât mai minunat de noaptea cea minunată și plină de lumină a Învierii lui Hristos. Amin.